Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și acum vreau să răspund la o întrebare pe care cred că o are fiecare angajat în sufletul său, în momentul în care are o șefă sau un șef care pur și simplu este prea incisiv. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Se întâmplă de foarte multe ori ca pur și simplu în relațiile de serviciu să se încalce granițele unuia și ale celuilalt pentru că nu se cunosc, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că ce să-l faci? Așa se obișnuiește. Așa suntem învățați de mici și considerăm că este normal să încălcăm granițele celuilalt și, de asemenea, din păcate, este la fel de normal să încălcăm granițele noastre. Așa încât lucrurile sunt toate, cum să spun, convergente, toate drumurile duc la granițele tale. Nu mai duc la Roma, duc la granițele tale. Ok, ideea este foarte simplă. În momentul în care ai o situație cu o persoană din viața ta, de asemenea, poate fi șef, poate fi soț, poate fi părinte, poate fi subaltern, de ce nu? Poate fi, nu știu, un om de pe stradă. Ai o situație în care oamenii din viața ta sunt prea incisivi cu tine. Asta înseamnă că undeva, la un nivel foarte profund, tu nu ți-ai stabilit granițele și nu ți le respecti tu în primul rând și atunci cel mai probabil ceilalți se le încalcă pentru că habar n-au de ele. Păi de unde se știe dacă nu au fost înștiințați? Știi cum se spune. Așadar, primul pas pe care poți să-l faci concret pentru a rezolva o situație în care cineva îți încalcă granițele, primul pas concret pe care poți să-l faci este să-i comunici granițele tale. Ok, important este această comunicare pe care tu o faci cu persoana respectivă să fie dintr-o atitudine eu sunt ok, tu ești ok. Adică, dintr-o atitudine de genul, uite, doamna șefă, sau cum vrei tu să-i spui, sau uite, dragă persoană X, pentru mine este foarte important ca relația noastră să se desfășoare în acești parametri și îi spui exact parametri. Adică dialogurile noastre concrete să fie focusate pe următoarele subiecte sau pe subiecte care au legătură cu jobul nostru și atât. Și îmi doresc ca în spațiul acesta pe care îl împărțim împreună să împărtășim, să creștem sau ce este important pentru tine amândouă sau amândoi. Un dialog de genul acesta față de uite, doamna Cutărescu, m-am săturat să-mi încalci granițele, că pe tine te cam doare undeva de oameni și de subalternii tăi și ești tu și un pic cam mahalagioică. Observi diferența de atitudine dintre prima variantă și a doua variantă? Este foarte important să-ți dai seama că așa cum tu îi tratezi pe ceilalți, așa te tratează și ei. Dacă cineva îți încalcă granițele, repet, este pentru că și tu încalci granițele altora. Poate nu aceleiași persoane, dar sigur altor persoane. Așa încât a venit momentul, de fapt, să te uiți la tine. Când tu îți vei respecta granițele tale și vei respecta granițele celorlalți, atunci vei avea curajul să-ți expui concret granițele tale și să le faci cunoscute astfel încât să nu mai fie încălcate. Da, știu, aici este posibil să spui ceva de genul: bine, dar acum nu să se supere șefa mea dacă îi spun lucrurile astea, sau soțul meu, sau copilul meu, sau părintele meu, sau nu o să se supere, atunci ce relație mai avem așa rece? Să nu se confunde iubirea cu prostia. Da? Sau să nu se confunde iubirea cu abuzul. Sau să nu se confunde respectul față de un subaltern sau un superior ierarhic cu supunerea gen sclavie sau cu stăpânirea gen sclavie. Înțelegi ce vreau să spun? Lucrurile sunt de nuanțe. Este absolut firesc și absolut normal să-ți clarifici granițele. Iar când spun granițe, în primul rând să-ți răspunzi acum. Poți să iei un pic și o foaie și să-ți răspunzi la următoarea întrebare. Ce este cu adevărat important pentru tine în relația cu? Și aici poți să spui cu șefa ta sau cu șeful tău, cu subalternii, cu oamenii pe care tu îi consideri a fi incisivi în viața ta. Incisiv înseamnă cumva băgăreți în viața ta care își dau cu presupusul, își dau cu părerea, te judecă, te descoase și eu știu ce mai fac ei. Ideea este că toate lucrurile acestea se întâmplă pentru că tu le dai plapumă să se întindă. Știi cum e vorba aia? Fiecare se întinde cât este plapuma. Interesant, plapuma ta unde este? Și cât dai tu voie celorlalți să intre în intimitatea ta?
Apărarea granițelor tale este responsabilitatea ta. Nu este responsabilitatea celorlalți. Este responsabilitatea ta, în primul rând, să comunici concret care sunt granițele, iar în al doilea rând, să iei măsuri dacă aceste granițe sunt încălcate. Imaginează-ți că tu ai fi o țară. O țară de pe pământul ăsta, alege o țară, oricare vrei tu. Cum ar fi o țară fără granițe foarte clar delimitate? Cum este o țară care nu are granițe delimitate? De unde să știe vecinii de la sud, de la nord, de la vest, de la est, cât să intre, cât să iasă? De unde să știe lucrurile astea? Sau să spunem că are granițe delimitate, însă în același timp îi sunt foarte des încălcate și țara respectivă nu ia niciun fel de măsură. Păi ce crezi că se întâmplă în timp? Ideea este foarte simplă. Poți să faci lucrul acesta cu iubire, poți să faci lucrul acesta cu înțelegere, însă ideea este să-l faci și să ți-l asumi. Pentru că e un pic de muncă. Este un pic de muncă în direcția asta. Așa încât dacă chiar ai chef să lucrezi cu tine și chiar ai chef să ai un nivel de viață mai bun, o stare de sănătate mai bună, relații mai sănătoase în jurul tău și în același timp tu să obții ceea ce îți dorești într-un mod etic și cu iubire, află că se poate. Indiferent prin ce ai trecut și indiferent prin ce vei trece, poți. Cum eu pot, cum ceilalți pot, poți și tu. Ideea este dacă vrei. Dacă nu vrei, nu poți. Aici poate oricine să spună ce nu vrei tu, nu se întâmplă sub nicio formă. Așa încât dacă chiar vrei, te aștept să ne te alături comunității noastre extraordinare care am creat-o în cadrul Academiei Române de Coaching, iar anul acesta, acum în câteva zile, în 2017, plec în turneu în Europa și te aștept cu mare drag să ne vedem în 14 martie în Viena, 16 martie Stuttgart, 18 martie Bruxelles, 20 martie Paris, 22 martie Zurich și 2 aprilie Tenerife. Mergem la căldurică! Așa încât te aștept cu mare drag să ne vedem, să creștem împreună și să descoperi cei 3 pași prin care tu poți să obții ceea ce îți dorești în diaspora. Pentru că, într-adevăr, se poate. Detalii găsești pe credsimtacționezi.ro, acolo găsești datele de contact ale managerilor, te aștept să te înscrii cu mare drag și să ne vedem cu multă iubire, că eu deja îmi fac bagajul ca să plec. Așa încât cu mare, mare drag ne vedem și te rog, distribui acest video că sigur îi folosește cuiva, cel puțin să-și protejeze propriile granițe și în același timp să respecte granițele celorlalți. Te îmbrățișez și te iubesc și îți doresc o viață extraordinară pe care tu ai responsabilitatea să-ți o faci extraordinară pentru că poți, indiferent de orice. Te pup! Pa!